dar niciodată nu te cunoască. Am videoclipuri salvate la mine, Așa? undeva, când ea se milogea la mine, bă, hai, nu știu ce, bă, hai, că făcea lucruri pentru mine și acum e mare Nu femeie, cred. mare putere. Nu cred așa ceva. E depresivă, Așa? e depresivă, caută atenție să găsească și carici și toate alea și înjură și mai mulțărește, adică nu știe să învețe publicul să fie fericiți. Adică să dai o energie pozitivă, aia înseamnă să faci vlogging, să faci oamenii să zâmbească, nu spui eu sunt cea mai tare, sunt cea mai nu știu cum, nu trebuie să te scălim, dar dacă oamenii sunt creativi. Salut tuturor și bine v-am găsit la un videoclip special în care am reușit să îl aduc pe domnul Bahoy live pe streamurile noastre și am reușit să îi punem câteva întrebări și să aflăm câteva chestii despre el. Nu o să vă țin ocupați prea mult, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Streamul de asemenea a avut loc pe Twitch, pentru cine nu știe. Salut! Salut! Dar nu poți să vezi pe lume acolo sau doar pe tine? Poftim? Nu poți să Nu vezi, trebuie să ai deschis. Trebuie să ai, ca să vezi și chat-ul, trebuie să l-ai deschis în altă parte. Dar poți să vezi. dar Ta, uite, uite toată lumea, uite ce stai să vezi ce spamează toată lumea, fii atent. Stai că îți dau share la screen. păi da, îmi dai cu screen share, de aia zic. Vrei să nu mă vezi pe mine? Vrei să vezi ce spamează lumea? Da, Uite, e mai bine, toată atât lumea am e timp. impresionată, spamează, toată lumea spamează Pogu. Așa. Ok. Ai băgat linkul ăla special? Da, am băgat și link-ul, am băgat tot. Deci, sigur vrei să fie așa pe full screen? Dar stai că nu... Nu o să mă văd, dă-mă într-o parte așa, gen, fă-mă cum, deci cum este acum, dar într-o parte. Ok, gata. Gata, Dă-mă, fii mai bam, bine bam, așa. bam. Înainte de trecem mai departe, acest videoclip este sponsorizat de Raid Shadow Legends, jocul pe care îl vedeți aici în stânga mea. Ce este Raid Shadow Legends? Ei bine, Raid Shadow Legends este un joc RPG într-o lume magică, lumea Terrariei, unde elfi întunecați împreună cu regii se luptă împotriva hoardelor de zombie. Foarte important, trebuie să îți faci echipa, să o antrenezi și să o upgradezi în ordine pentru a te lupta și tu împotriva hoardelor de zombie. Și nu în ultimul rând, Raid este gratis de jucat atât pe PC cât și pe mobil. Ok, și după cum vedeți, acum suntem în joc. Acesta este contul meu pe care am reușit să fac level 15. De asemenea, vreau să vă arăt eroii. Am decis să merg cu eroi cât mai expresiv, precum Elain, care m-a ajutat foarte mult în battle-ii. Însă, nu așa sunt singurii eroi pe care îi poți avea. Poți intra aici la portal și exact ca și la Pokémon poți sumona eroi noi. Însă cu siguranță cel mai fun moment pentru mine la Raid Shadow Legends a fost atunci când m-am jucat la campanie. Am avut un moment epic pe stream în care am câștigat chiar în ultima secundă cu ultima fărâmă de viață. Mă puteți găsi în joc sub numele de SpeedyRoGamer. De asemenea, dacă sunteți destul de rapid, puteți intra chiar și în clanul meu. Deci, ce mai aștepți? Aveți linkul în descriere. Dacă dați click pe linkul din descriere, de asemenea, veți primi 50.000 de Silver Points și un campion gratis pentru început, care o să vă ajute foarte mult. Mult noroc și, bineînțeles, vă aștept acolo. Apropo, băieți, am uitat să vă spun, puteți găsi în descriere un widget special care funcționează în timp real și apar rezultatele cu persoanele care s-au înscris pe link. De asemenea, poate o să vă găsiți și nickname-ul acolo. Este în descriere. Nu mare, să mă văd mai mic în colț. E important să văd ce mai dă aia acolo. Ce mai dă aia acolo? Ok, gata. Fii atent, ei spamează emoturi din astea, că sunt impresionați că ai venit. Uite, salut Bahoy! Da, prea atâta. Nu pot să citesc oricum, dar tu îmi spui ce mai scrie lume. Da, gata, da, da, dăm da, da. Start. Ok, gata, dăm start. Buzeniu ești... la Iv cu zeul start acolo. Ok, stai să opresc niște chestii. Stai să mă vezi și pe mine. Să mă vadă și ei pe mine, stai puțin. Webcam. Pam, pam, pam. Le spui că sunt limitat cu timp.
Da, bineînțeles, ne-am spus. Deci suntem limitați cu timpul undeva 30 de minute, o maxim o oră. Nu știu dacă Opa. e lumea amabilă Ești, sau ai a venit vedem. pregătit, ai casca, ok. O secundă. Opresc și asta. Ok, deci. O să începem. În primul rând, bine ai venit, domnule Bahoi. Mulțumesc și mulțumesc că ai venit și mă bucur că ești alături de noi. Aici, nu știu, partea în care trebuie să facem prezentarea, deja toată lumea de aici te știe. E ceva ce ai vrea să ne spui, ceva ce, nu știu, ai vrea să ne prezinți tu așa de început? Pe ce să le prezint? Bă, oameni buni, nu mai dați spam. No. Gândiți-vă că voi sunteți regii, cu adevărat, nu eu. Voi sunteți regii, că voi dați putere oamenilor. Și dacă sunteți amabili, știți ce ați desfăcut? Dați click pe link-ul ăla ca să mă face să scot chestii frumoase. Că n-am și un rici cu donație să-mi iau laptop, microfon, să fac și o podcast cum face băiatul. Exact. Și care minte, domnule, am donat, care minte, că a donat, Nu mințiți. minte că mie vine notificarea instant, adică îmi scrie acolo, buf, a adunat cu tare, a făcut cu tare. Să le spui. Ok, da. Mai Păi nu, trebuie și eu să că nu știu deja, au auzit. Ok, să fiu lumea spune să oameni. dau puțin mai tare. O secundă. Pa, pa, Mai pa. tare de telefonul pe masă sau. Ok, acum cred că te auzi mai bine. Și să aibă și întrebări, să ai și tu Da, au întrebări și venit, să pot să. am vorbit dinainte, erau entuziasmați și au venit înainte cu întrebările. Deci, una dintre cele mai dese întrebări pe care le-am văzut, ce ai mai făcut tu în perioada asta recentă? Nu știu, ultimul an, cum a mai fost viața ta? Am plantat pomi. Oh, ai plantat pomi, ai ajutat planeta? Da. Da, ca să poată să respire oamenii într-un aer mai curat și să nu mai creadă că există COVID și vrăjeli de astea. Din Ok. cauza mea, nu o să mai fie COVID după pământul ăsta, din cauza na. Dacă plantați pom în minte, în subconștient, plantați cât un pom, atunci voi înfloriți ca un pom fructiver. Wow, Pom. corect. Ok. Foarte, foarte, foarte frumos. Ok. Și să înțeleg că plantat de pomi a mers cum trebuie, nu? Tu a fost tot ce trebuie. Ok. Bahoi ne salvează, a scris Spider-Sense. Ok. Încă o întrebare. Probabil ești probabil printre singurii din România care se poate lăuda că are un documentar pe Netflix. Cum a fost chestia asta? Care a fost reacția ta când ai aflat că vor să facă documentar? Nu am aflat, au venit pur și simplu cu japca peste mine, au văzut că sunt popular cu produs. Aha. Și au profitat și Moruțul la fel a zis, mamă, s-a sărit după pe toată lumea, s-a sărit după el. Și eu eram acolo nu entuziasmat, Moruțul m-a sunat de vreo, cred că vreo 30-40 de ori, numai Ok. să dea de mine. Și m-a dat acolo câteva milioane ca să vină acolo, eu ne pregătit de nimic, întotdeauna orice exprimare a fost și muzică și orice am făcut a fost freestyle. Adică la mine tot viața este un freestyle. Da, exact. Și l-am spus și lor mai devreme că ți-am propus să pună întrebările dinainte și ai zis că nu, mi-a plăcut mult răspunsul tău, vrei să fie totul pe loc, toate răspunsurile pe loc și a fost ce trebuie. Ok. Și după, de exemplu, să zicem că te-a sunat Moruță de 30-40 de ori, el a făcut legătura cu cei de la Netflix sau tot cei de la Netflix au venit cu japca? Nu, m-au mirosit ăștia. Prima oară a văzut că sunt popular după pod. Aha. Baza cu podul, eu când am venit după pod, nu aveam un să-mi pun. Dar prima oară donați-mă să mulți. Vreau să văd și o notificare de aia când cineva donează, să vezi ce vorbe, vă zic. Ok, Ești și voi voi, ați oameni auzit, buni. da? Intri pe link, acum și te uiți, da, m-a donat cu tare. Eu sunt la 400, 1430. Ia să vedem, se ridică ceva? Sunt oamenii tăi buni? Sau doar se uită și dă spam, spam, spam? Nu știu, Dar așa ia. e, intrați cu adevărat. Rămâne de văzut. Haideți, Contribuiți băieți, la putem? adevăr. Să vedem cine este băiat bun. Câte 10 dați acolo când dați donații, dați order ca să nu le dați lui, să nu le dați lor fii de la, știi? Extra fiuri pentru el. Uite, Și lumea dați acolo spune order că ai fi bun 5, ca ce streamer. sumă vreți. Te-ai gândit la asta? În loc să faci videoclipuri pe YouTube, să Da, faci dar trebuie streamuri? spune, trebuie. Nu am libertate, că mi s-a oferit și locație și tot lumea, multă lume sare acum cu mine, hai Bahoi să facem, hai Bahoi să dăgem. Mi s-au Aha. oferit și 2000 să fac videoclipuri, să fac nu știu ce, dar nu, încă nu mă bag că nu sunt în locul care trebuie și asta e singurul motiv în care bloggerii în ziua de astăzi au putere, pentru că nu sunt eu.
în zonă, Ok. nu am tot ce trebuie, știi, că dacă eram la Crystal Chemo, pe spun pe Corpodan, făceam live, făceam nebuneală, spărgeam tot, păi eu nu am scrupule, rușine și nebuneală, dar acum sunt legat. Eu de-aia nu pot să mă exprim, asta e singurul lor noroc de sunt ei evoluați, că eu am chestii care mi-mi vin natural, deci eu cred Exact, cel mai bine exact. Improvizați pe loc. platforma YouTube, eu mă înțeleg cel mai bine pentru că totul vine natural la mine. Nu trebuie să mă gândesc că trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să nu știu ce. Ăla e singurul noroc. Ok, am înțeles, am înțeles. Da, ai dreptate, ai dreptate aici. Uite, de Au exemplu, donat bani, donat oameni buni. Cookie spune că nu poate plăti cu PayPal. O să integrezi și asta undeva, ca să poată să doneze și el, să te ajute? Să-ți doneze ție cu un PayPal și formă tu îmi dai mie. Da, sau așa. Sau așa, Cookie. Cine are PayPal? Cine are PayPal donații lui și îmi dați dovadă cu Nu screenshot m-am pe gândit la asta, Facebook? corect. Și cam încredere că dacă tu mi-ai dat 100 în avans cu zi înainte, n-ai fost om rău. Exact, exact. Pentru cei care nu știți, pentru această apariție a lui Bahoy, eu l-am ajutat cu 100 de euro. Și îi mulțumesc mult încă o dată că se află aici alături de noi. Trecem mai departe. Nu uitați, aveți linkul în titlu dacă vreți să-l ajutați și voi. Trecem mai departe la următoarea întrebare. Mai păstrezi legătura cu băieți, cu copiii din Urban Groove sau mai știi ce s-a întâmplat cu ei? Cei care au fost. S-au pocăit, au înnebunit, au crescut, ținem legătura, dar nu o ținem. O ținem decât astral. Oh. Că-s nebun, la vârsta nebuniei, 18, 19, Am 20, înțeles, am înțeles. nebuneală. S-au apucat de chestii, bănuiesc unii. Unii sunt pești, unii sunt cu energii negative, na, când crești la sat, așa se întâmplă. Înțeleg, înțeleg. Ok. Încă o întrebare. Această întrebare vine de la domnul Mișu. Când ai făcut tu primele videoclipuri pe YouTube, te-ai aștepta vreodată să devii primul YouTuber popular din istoria YouTube-ului românesc, pe partea de România? Păi eram primul YouTuber aproape și din YouTube, dar e complex ca să dovedesc asta. Eu am videoclipurile puse pe archived.com în arhive, dar e foarte greu să dai recovery, că am e-mail-ul de la Alex, la user-ul meu adevărat, dar aveam gagică înainte, e multe povești, dar aveam Ok. gagică înainte și am o plăcăresc, a nu știu ce, a nu știu cum, și am avut multe clipuri, peste 200-300 de videoclipuri, Așa. șmechere. Le ședeam și ce este pe internet acum, ce vedeți, sunt rămășițe, resturi, alea originale, autentice, super șmechere, încă sunt băgate la private sau ceva, gen dacă îmi dau recover la cont, e posibil să mai găsim niște resturi de videoclipuri care încă sunt bune. Și eram cu Smosh, dacă vă uitați la apete, scrie Smosh, eram printre primii și din China și România și toate țările. Wow. În 2005 s-a înființat YouTube-ul sau 2006, ceva de genul. Eu am din iunie 2006 Alex NL. Și atunci Wow. am primeam de la YouTube, nu primeai bani, nu primeai nimic, am primeai decât e-mail de la... E cel mai tare YouTube worldwide. Doar în Ma, deci ai arhive fost primul. poți să dovedești, dar numai că nu știu unde să intru, că aveam de la YouTube de la telea mă, de aur, primeai de reclamă cu un gift de la... E cel mai tare din tot globul, înțelegi? Oh, Tot globul, deci dar e chestia aia greu e să dovedești unică. asta. E de colecție. Da. Ok. Eram cu chinezii, cu rusii, cu astea, că eu am răspândit foarte mult în România ăsta, dar lumea nu-și dă seama că eu. Lumea nu știa de YouTube la mine la sală. În Constanța lumea nu știa. Și când eram pe Yahoo, dădeam, băi, ia YouTube, băi, ia cu tare, băi, ia cu tare, băi, ia cu tare. Ok, da, înțeleg. Așa l-am descoperit. Și am zis și de live-uri, și de, oricum e mult de povestit, dar Traiaru a scris legendă, Pogu. Ok. asta a fost, dar am zis, nu pot să o dovedesc, pentru că decât dacă e cineva expert în de-astea, să-mi dau recover la cont, să plătești la Yahoo 5 euro sau 10 dolari, nu știu cum, și poate zic cu ID check, cu Avem bulletin, cu ceva. un băiat critic care e cu hacker și chestii. Cred că o să-l întreb pe el dacă poate să ne ajute. La Archive. Ah, să-mi dai ID-ul lui să vorbesc cu el, Da, poate facem bani. da, da. Ok. De asemenea, mai devreme, cineva mi-a donat mie 3 euro și cineva s-a abonat cu 5 euro, deci o să-ți dau 8 euro după de la băieți, că te-au susținut, dar aveau PayPal. Aha. Mersi, mersi pentru susținere Adri și Schemilianu. Mulțumesc, băieți. Ok, trecem mai departe. Toată lumea știe videoclipul cu podul. Care e cea mai periculoasă chestie pe care ai filmat-o sau când ai simțit că viața ta e în pericol sau al cuiva de acolo? A fost atunci pe pod sau a fost și altă chestie?
Nu, absolut nimic. Pur și simplu te duci lângă pod, te Ok. uiți la filme cu Bruce Lee, dar nu încurajez pe nimeni să sară, pentru că E nu e ok periculos. să săriți după poduri, că e periculos, că unchiul meu mi-a explicat înainte să sară. Bă, vezi că acolo au fost, pe vremea lui Ceaușescu, aruncau lumea biciclete stricate, aparatură de construcție, moluz, cioburi multe, că a fost o fabrică de sticlă, acolo s-au aruncat tone de cioburi, tone de sticlă, Ok. știi? Tone, și ai avut bulan. Nu e ok să săriți după poduri, că pe vremea lui Ceaușescu au fost aruncate în ape și a luat material de construcții, moluz, chestii, multă lume aruncă de ani, de zeci de ani, Ok. aruncă material de construcții și prostii în apă. Și e foarte periculos dacă nu ai scapat de ceva să vadă, băi, cu tare. Poți să treci pe lângă ceva ascuțit, instant, Mamă, și te-ai să dus. mori. Am vrut să Exact. sar, de sus după schelă, să fie mai interesant. Și nu am antrenament cum au alții în ăia, notătorii sau de alea. Pur și simplu am sărit, bă, frate. Și a fost Te mișto prima oară emoția când aia când sărei, nu? aproape stai. Ce? A fost prima oară când ai sărit, nu mai sărise înainte ca să vezi dacă o să fie pe filmare Nu, cum nu-mi place trebuie? să mint. Nu, nu-mi place să dau clickbait. A Ah, doua, a ok. treia oară, nu, de vreo Ai două ori fi sau un nu mai. YouTuber foarte bun, să știi, nu? Dacă nu-ți place să dai clickbait direct, onest, prima oară, acum când te reapuci. Dar e Ok. minciună cum să sar din prima, că altfel era mai, numai cu nu mai știam să zic butonul ăla, știi? Eram puțin emoționat, dar na. Aha. Și atunci This faza a is fost Speedy cu Star YouTube, Jim. atunci He's nu am fantastic. dedicat I videoclipul still la sunt YouTube, că confuse pur și you, simplu am Mahoy. făcut-o, că nu aveam unde să-mi salvez datele și vreau să-mi amintesc în timp ce eram plecat pe acolo, că nu aveam de la, nu aveam hard disk, nu aveam calculator, nu aveam absolut nimica. Și m-am gândit, bă, frate, virtual, poți să salvezi, cu ce salvam cu cele minolta, ce mai le cumpăram la 200-300 de euro, era pe vremuri, așa, și veneam cu cablul la sală de internet și stăteam câte 12 ore, 13 ore, uneori 16 ore ca să încarc ceva și mergeam la 99%, juca lumea Dota sau altfel de jocuri. Așa? Și Lineage. Și le dărâmam serverul și ei strângeau calculatorul cu meiarul de la casă. Și plăteam Oh, sala de no. net o grămadă de Da, bani. mi-amintesc că povestea asta și în, cred că în documentarul de pe Netflix e partea asta când povesteai de sala și că trebuia să mergi să ajungi până la ea. Ok. De Da. asemenea, mersi Dani Miste pentru donație. Mesajul, ăștia sunt pentru zeul Bahoi. Perfect, perfect. O să-i trimite mai departe. Ok, trecem mai departe la următoarea întrebare. O să o luăm așa încet. Care este părerea ta legat de ce se întâmplă pe YouTube-ul din România? Și pe urmă, dacă poți să ne dai câteva păreri despre câteva persoane. O să ți le O să spun eu. spun tine, cum se numește programul tău care îl faci acum? Typesim sau cum? Nu știu la ce te referi, pentru donații? Cum se numește programul, nu programul tău Ah, care îl faci tu? Twitch. Deci, da, dar dacă zic e cam rece treaba, pot Nu, să nu, zic direct, dar nu că te scuze. nu, nu, nu. Poți să zici tot ce vrei tu, dar nu, te întrebam despre YouTuberii din România, ce Păi părere ai. da, eu le combin, Păi combină-le cum vrei dar tu nu pe mai mine, nu mă sunt deranjează, programul stai care. liniștit. Poți să spui ce vrei. Nu mai zic, lasă, Nu, nu, lasă, nu. că formă Nu. nu, crede-mă că dacă eu am vorbe, îi fac pe toți care vorbesc acum cu tine Așa? să te cam ocolească și nu-i bine. Nu, lasă, Nu, dar pe mine vorbim. nu, oricum ei mă ocolesc. Poți să spui absolut ce vrei. Nu, crede-mă, că uneori sunt chestii care dacă le spui, îi cam... Ok. Așa, Atunci continuăm. ne poți YouTube, da. ce părere am despre YouTuber, da? Da. Ei nu mai știu, nu mai înțeleg cu adevărat ce înseamnă vlogging-ul. Că vlogging-ul îmi face, nu mai dau un nume, Cătălin, știți voi de care, Imogen, Momogen, nu-mi place să le dau nume, să-i laud, mai ales ăla cum cheamă bulangiul ăla de Colo. Seli, tot așa, Ah, Seli, da. Polo, Seli, cu tare și paza cu Polo, cu 30.000, el a avut banii ăștia salvați de ani de zile, a pus în tovară să trimită 30.000 ca să li se pară la oameni normal, clickbait, să trimite câte 500, 400, 800, să li se pară ceva normal, să trimite 100 de euro la el. Dar să Este știi că influență. poți să faci gen fake, să apară donația fake, știi? Poți doar să scrii într-un Nu, dar program. poate fi și legal, poate să fie și legal, gen, înțelegi? Să fi făcut el transferul, doar ca să pară, să fie Ca să liber, facă ca să influențeze vizualizări, nu-i așa? lumea. Da. Nu vizualizări, nu, să influențeze lumea să doneze și vizualizări și donații. Da, Că din da. vizualizări din YouTube trebuie să faci 1 milion de viste ca să faci 5-600 de euro. Și trebuie să faci zeci de clipuri ca să faci. E foarte greu din YouTube să te ridici. Mai bine te ridici cum faci tu acum, că tu ai fost slim, de aia ți-am zis, e să faci live ăsta, podcast. Asta e singura putere care crești cu adevărat repede. Că pe YouTube să crești cu adevărat, trebuie deja să fii extrem de popular, să ai minimum o săptămână vreo 7-8 milioane de vizualizări, ca să ai Ok. cât de cât bani.
o Ok, săptămână. înțeleg, înțeleg. Nu faci 1 milion de vizite, într-o lună vine 5-600 de euro. Și tot nu-i bine. Așa, și să vorbim despre YouTuberi. Așa. V-am zis numele. Așa. YouTube înseamnă mulți, nu știu să conformeze ce înseamnă cu adevărat YouTube. Mulți sunt la cerceală, cum sunt eu acum în direct, pentru donații, să fie bine, cum tu ești, cum sunt și Bineînțeles, cum eu. stau amândoi. Pentru că adevărații YouTuberi sunt cei care se uită la noi, nu noi, noi suntem muzicanții, toată lumea în general, și Rihanna și Basta Rhymes și toți ăștia mari, noi suntem cu adevărat cerșetori profesioniști. Corect. Adică facem circ în fața oamenilor ca să ne ofere și nouă câte ceva, pentru că nu suntem în stare să muncim sau să facem chestii mai așa. Ok, da, Deci, corect. platforma asta mulți mai mulțăresc Aha, să sunt de acord. devin o altă personalitate care ei nu vor să vin, dar ei crezând că dacă fac cu nebunii și deja le intră în autosistemul lor să creadă că dacă se mai mulțăresc cu Mihai Cătălin, la alea, 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 fac pe nebunii și la un moment dat devine ceva natural, o mișcare naturală pentru ei. Da, doar să Și nu facă e o chestie proștii în continuu. să fii extrem de retardat doar pentru a stimula oamenii să râdă, că rămâne în istorie, bă, ăla este chiar retardat. Exact. Înțelegi că Adică ajungi exprimi la o un punct în persoană care de lumea își dă bun. seama că ești retardat. Nu numai că ești retardat. Nu fac pe Cătălin retardat sau asta, dar gen, Ok. cum să zic eu, Toată lumea spamează corect, să știi. Deci lumea e de acord cu tine. exprim personalitatea ta cât de low este ca om, o personalitate destul de low, să faci toate prostiile alea doar ca să fie bine. Ca să ai tu bani sau ai cu tare. Adică ești un om singur. Asta exprimă Cătălin. Ești un om singurat care toată lumea se face, doarme, face, trece, doar pentru bani. Dar uneori nu e chiar ok să faci, să te înjuri cu toată lumea cu alea, până nu. El nu și-a primit o bătaie de aia soră cu moartea, să-i rupă unul o mână cu adevărat și atunci crede-mă că o oprească. El are tupeu, profitând că el este apt să facă ceea ce face, înjură, face, trece, pentru că profită de momentul că încă nimeni nu i-a rupt gâtul. Nu l-a Ok, am ciumpit, că înțeles. domnule, Nu e nimic îi serios, nu s-a întâmplat face nimic bine. serios. Încă nu l-a ciumăgit cineva ca lumea ca să-și să arate cu adevărat putere, că el profită de faptul, înțelegi? Cum e și aia, Ivone, vorbim de vlogging, aia Așa, Ivone, eu am da. învățat-o. Și cam acesta a fost prima parte din interviu. Partea a doua o să urmeze zilele următoare. Mulțumesc că ați fost aici și ne auzim, boys.